Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Neconvențional, o emisiune care astăzi l-are invitat pe Mircea Dridea, seniorul petrolului. Bună seara, domnule Dridea, și bine ați venit în cadrul emisiunii. Bună seara dumneavoastră și celor care ne văd. În acest platou, în urmă cu aproape un an, fostul mare fotbalist al petrolului, Mircea Dridea, revine cu două luni înaintea împlinirea frumoasei vârste de 85 de ani, adică la 7 aprilie 1937, pentru a ne vorbi despre o inițiativă personală pe care a pus-o în practică la finalul săptămânii trecute. Mai exact, crearea unui cont deschis la Alpha Bank, lista donațiilor pe care domnia sa o estimează a fi generoasă, urmând a ajuta echipa în aceste momente considerate grele din punct de vedere financiar, mai ales după ce partenerul finanțator, Veolia, a decis să părăsească barca galben-albaștilor. Domnul Dridea, timpul trece și parcă dumneavoastră refuzați să îmbătrâniți. Veniți așa de la an la an, o dată pe an, chiar și de două ori pe an ați venit și vă prezentați verde, așa, nu știu cum să... Este vorba despre un an pe care dumneavoastră l-ați... A fost parcă un an sabatic, așa, în care n-ați prea mai apărut, n-ați prea mai vorbit, ați lăsat lucrurile să se desfășoare într-o... Nu știu, zic așa, au mers de la sine, a mers ceva ca o apă, așa, și a venit acum momentul acesta când, la sfârșitul săptămânii trecute, ați făcut un anunț și ați lăsat să se înțeleagă că petrolul merită mai mult decât a fost până acum, adică merită un ajutor. Un ajutor pe care fiecare ploieștean ar putea să îl acorde. Haideți să pornim de aici și pe parcurs, ca și telespectatorii să vadă, am spus ajutați petrol, așa am titrat, și colegii din studio vor avea și posibilitatea să arate contul deschis la Alpha Bank. Iată-l, dumneavoastră, dacă veți dori să participați cu orice fel de sumă de bani, sunteți liberi să o faceți. Încep cu o glumă. La prima întrebare a dumneavoastră, răspund tot cu o întrebare. Chiar v-ați fi dorit să nu îmbătrânesc? Nu, dar una e că unii îmbătrânesc urât și alții îmbătrânesc frumos. Domnul Cristi, zic că va veni vremea și pentru asta. Să nu ne grăbim. Să nu ne grăbim. Ok. Da. Ca să vă răspund totuși, ar trebui să vă spun că pentru ceea ce sunt sau pentru ceea ce am făcut până acum, trebuie să-i mulțumesc celui de sus. În același timp însă trebuie să le mulțumesc și părinților mei, care mi-au asigurat, zic eu, o zestre biologică bună. Foarte bună. Deci nu toaia. Până la 80 de ani, n-am știut ce înseamnă aspirină. După 80 au început să mai strângă. Sau și medicamentele astea, da. S-au și diluat, să știți. Ba puțin vezica, ba puțin coloana, ba câte ceva din fiecare. Ok. Dacă e câte puțin din fiecare... E bine, să nu fie mult într-una. Este încă bine, sigur că da. Așa este. Da. Și? Pentru urare vă mulțumesc foarte mult. Știu că nu e ușor să ajungi la Bornava 85. Eu mai am încă două luni, le privesc cu mândrie, dar și cu grijă. Corect. Da. Bun. Și ce v-ați gândit dumneavoastră în urmă cu... Care a fost... De când ați copt chestia asta? De când v-ați gândit la treaba asta? Termenul a scopt-o este foarte corect. De la începutul lui decembrie m-am tot gândit, când știam și începusem să sesizez că lucrurile nu sunt chiar atât de rău cum le-am fi crezut noi. Mă refer la faptul că de unde lucrurile mersese normal până trecuse și vara, începuseră să apară ceva probleme datorită eternei povești care apare în fotbal, în general, și în fotbalul românesc în special. Și ploieștean și mai special. Și mai special, da. Deci lipsa banilor. Și am zis, doar ce se poate face? Datoria celor care, vorba aia, răspunde activitate, mă refer la președintele executiv, la cei care sunt plătiți, este să caute în continuare, în lipsa Veolii, să caute în continuare
sponsor, pentru că finanțator cu greu vom mai găsi. Oameni cum a fost Veolia și acum să nu mă înțelegeți greșit nici dumneavoastră, nici cei care ne văd și ne ascultă. Veolia ne-a făcut să stăm liniștiți timp de 4 ani și jumătate, din ianuarie 2017 până în această vară. Și cred că s-au găsit destul de mulți care să le mulțumească, mă alătur și eu lor. În continuare, însă lucrurile nu totdeauna merg așa cum ne-am fi dorit. Și am ajuns la această soluție, zic eu, care este o soluție de ocazie, de interimat, care s-ar putea să prindă, care s-ar putea să nu prindă. Dar datoria mea ca unul care, și aici fac o mică paranteză, deci în primăvară sărbătoresc niște ani. În vară vom sărbători cu siguranță promovarea. Iar în toamnă, eu personal și cu familia mea, domnul Vanghelescu, vom sărbători 70 de ani de când am pășit prima dată pe stadion. Wow. Ca jucător, ca cadet, ca să spun așa. Aveam 15 ani într-o echipă de copii, că eram mai mare cu 2 ani decât ei. Și de atunci, din 52 până în 87, zi de zi, lună de lună, an de an, cu mici întreruperi, datorită unora care au avut grijă să mai îmi și mulțumescă, da? Făcând un pas înainte. Uh-huh. Da. Deci sunt momente importante. Mai sunt și alte momente. Ca să intru puțin în temă, mă spun în această iarnă, stând și meditând, chiar și la această problemă la care am ajuns astăzi, mi-am amintit la un moment dat, în jur de 15 decembrie, ziua asta parcă mi se pare cunoscută. Și ușor, ușor, ușor am intrat pe făgaș și mi-am dat seama că acum 60 de ani, deci pe 15 decembrie 1961, am plecat, Petrol a plecat într-un turneu în Indonezia. Și de acolo în Vietnam și nu știu unde. Deci am plecat pe 15 decembrie, ne-am reîntors pe 27 sau 28 ianuarie, cum ar fi ieri sau alaltă. Super! Da, da. În Borneo, pe unde ați fost? Nu, am jucat, deci Jakarta, capitala, este în insula Java, insula aceea lunguiață, da? pe orizontală, da. Am jucat în Sumatra un meci, Borneo era puțin mai departat. Am fost în Bali, după primele două jocuri cu echipa națională a Indoneziei. Deci ne-au dus să ne odihnim 2-3 zile în Bali. Am mai jucat un meci în Sumatra de Est, unul la plecare pe 31 decembrie cu ultima echipă. Rezultatele sunt importante. 5 meciuri, 5 victorii. Și trofeele. Și trofeele. Nebuniile alea de trofee. Eu copil fiind, eu le-am văzut. Dumneavoastră poate vi le reamintiți. Eu le reamintesc că nu l-am mai văzut de mult. Asta vă... Nu știu pe unde stau. Pe unde stau, mai sunt Nu știu asta, pe unde stau. La mine nu stau. Pot veni toți cei care doresc să vadă. N-au ajuns la mine pentru că am considerat că nu sunt ale noastre, ale celor care am fost acolo și pe care le-am adus aici pentru cei ca dumneavoastră care le-ați văzut. Domnul și... Dridea, eu admiteam să fie la dumneavoastră. Din păcate nu sunt. Din păcate nu Incredibil. Sunt. Incredibil. Ce minunăție de trofeuri. Era un trofeu pe care l-ați obținut, era mai înalt decât mine. Eu copil fiind, era o nebunie așa, ca o sondă, ca o... Am și eu o întrebare. Câți ani aveți când erați copil? Aveam mulți. Mereu am avut mulți ani. Da. Spuneți-mi, vă rog, că a venit discuția asta și haideți să o închidem. Unde ar putea să fie astea? Nu știu. Am zis să încercăm să facem chiar așa o... Ce face, domne, cu ele? Că nu pot să... Eu nebunesc. Ce face cu ele acasă? Întrebați-l pe Titel Arsenel, știți? Da, administrat, da. Mare petrolist. Un băiat deosebit, la care eu țin foarte mult. Tot ce am avut, mai am încă puțin... I le-am dat pentru muzeul pentru o eventuală, da. I-am dat un tricou al lui Torres, centru înaintaș al Naționalei Portugalii, da, cu care am jucat în noiembrie 85 la București. I l-am dat pe al lui Guarneri. Guarneri era unul din stopări alături de Pichi în Naționala Italiei, amândoi titulari la Marele Inter. Da. Deci am dat ce am avut. Și... Dar am zis că mai găsesc pe aici. De ce? Pentru că astea sunt ale noastre, dar pentru toți.
Sigur. Ale noastre pentru toți. Sigur. Și pentru toți înseamnă pentru toți plăieștenii, pentru toți cei care iubesc petrolul, dacă nu îl iubesc măcar, îl stimează, nu? Brandul petrolului merită respectat și de cei care sunt puțin mai răutăcioși cu noi, nu cu alții. Pentru prahoveni și dacă vreți, uitați, faptul că Adga este prezentă în toată lumea, nu? Și nu uită că petrolul îi reprezintă, nu? Și asta aș spune că și în întreaga lume. Ați spus acum, sau cel puțin acum câteva momente, despre reprezentația asta extraordinară pe care echipa, pe care clubul de fotbal, pe care foștii fotbaliști o au în lume. Și spuneați că sunt câte unii care sunt răi cu dumneavoastră. Care să fie raționamentul pentru care a fi rău cu cineva care ți-a produs atâta bucurie? Nu e vorba, răutatea este tipic românească, să știți. Da. Și, da, și cu vecinul cu care a trebuit să fie în cele mai bune relații, apare câte o răutate. Ba din partea lui, ba din partea mea, dar norocul e astea se compensează. Celălalt este mai greu de compensat. Dar este și un moment în care te împaci. Împăcarea vine în anumite momente, vine, eu zic, în momentul în care toți gândesc la fel și mă gândesc că la vară, când lucrurile vor fi mai plăcute, mai frumoase, mai realizabile deja, nu? Să ne împăcăm și cu cei cu care, dacă există, eu presupun că poate mai există, faptul că noi avem probleme nu se datorează numai nouă, ca să spun așa, se datorează și celor din jur care, și dacă revenim la tema de față, da? La tema de față, trebuie să continui puțin. Deci în luna decembrie am tot gândit-o, am încercat să o materializez spunându-le alor mei de la stadion ce gândesc, că mulți au avut o, nu o reținere, dar au avut așa o aprobare de formă formală. Între timp lucrurile s-au, să spun că s-au acutizat, poate e prea mult, dar și ceea ce este important este că în momentul de față, acum câteva zile, 3-4 zile, cu toții am fost de acord că trebuie făcut ceva. Și dacă am gândit că trebuie făcut acest ceva, noi, eu cel puțin, mi-am luat angajamentul sau am mers pe ideea că noi trebuie să apelăm la cine? Așa cum dumneavoastră bine ați remarcat în introducere, la suporterii care sunt alături de noi, la cei care ne iubesc, dar termenul e puțin exagerat, la cei care ne respectă, care respectă ceea ce am făcut pentru această echipă, pentru acest club, pentru acest oraș, pentru acest județ. Și am reușit să ajungem la acest moment. Să știți că nu va fi ușor deloc. Nu va fi ușor pentru că unii nu înțeleg acest, cum să spun, nu spun că iar apar niște probleme. Dar este greu pentru că apar niște probleme. Unii n-au încredere. Unii m-au și întrebat, au trecut 2-3 zile. Da, dar banii ăștia unde să duc? Dar cine îi controlează? Dar cine îi verifică? Dar cine știe unde ajung și de cine vor fi cheltuiți? Banii aceștia, pentru cei care doresc să-i dea un leu, un milion, eu am procedat altfel, domnul Cristian. Am spus așa, domnilor, colegilor mei, am spus și la bancă la fel, eu m-am decis din pensia mea, mică sau mare, contează, nu este nici foarte mare, dar nu este nici foarte mică, este pensia pe care am luat-o pentru ceea ce am făcut de-a lungul celor 40 de ani. Deci din pensia mea sunt dispus și am decis împreună cu familia să, o dată pe lună, timp de 10 luni, să donez câte 100 de euro. Asta adică 500 de lei. Da, adică ar însemna în 10 luni 1000 de euro, cu care intenționez ca ori de la bancă, ori undeva la un fond care decide să transform această mie pe care eu am donat-o într-o viitoare acțiune. O acțiune de argint, o acțiune de aur, uh-huh. O acțiune onorifică, dacă vreți, nu? Pentru momentul în care vreodată, dacă petrolul va ajunge să se transforme într-o societate pe acțiune. Pentru că această acțiune onorifică știți ce înseamnă. Onoarea înseamnă 0 lei, 0 bani. Da. Spuneți-mi, măsura asta o vedeți ca fiind una de succes? Nu. Știți de ce vă întreb? Nu. Vă întreb pentru că de-a lungul timpului,
tot ce s-a încercat, așa zis, pe bani aici, în Prahova, în Ploiești, a avut un răspuns mai degrabă mut. Să dea Dumnezeu să n-aveți de tate. Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu să n-aveți de tate. Dar să știți că și eu am reținere. În ce sens? Eu am calculat foarte simplu și poate ușor. Domnule, deci am făcut acest lucru. Dau 100 de euro pe lună. Dacă ne-am strânge 1000 de ploieșteni, 1000 de prahoveni, 1000 de petroliști să facem acest lucru, ar însemna 100 de mii de euro de pe lună. Ar însemna, da, 100 de ar însemna pe 1 milion pe an. Ceea ce înseamnă jumătate sau chiar mai mult decât bugetul normal al echipei. Dar, sună bine. Da, dar aici vine tare. Eu am reținere în ce sens? Așa cum probabil, chiar dacă n-ați spus-o, o gândiți, ca dumneavoastră, o gândesc și alții. Doamne, ce le trebuie la aia, doamne, dacă vor să-și vadă de treabă, doamne? Ce le trebuie, doamne, dacă a vrut să-și facă o echipă în 2016, să alerge după bani? După bani. Eu am trecutul meu și am fost și de 3 ori președinte de club și știu ce înseamnă. Ați face bugetul cu un club ca Petrolul? Nu există așa ceva. Eu îmi fac numai o pagină din bugetul. Bugetul de cheltuieli, pentru că la bugetul de venituri, cine vine să îmi spună? Sau de unde mă angajez eu să spun 1 milion? De unde iau? Iau de la dumneata 10.000, iau de la Veolia, de la Veolia am luat, nu? Da. Și eu îi cunosc prea bine pe dânsii, pe cei de la Veolia, care conduc destinele acestei societăți multinaționale. Eu în sinea mea spun, dar avut de toată lumea acum, eu încă mai sper. Încă mai sper la ceva, nu la... Da, aveți vreo informație sau doar sperați nu, așa? Nu. Am spus și mai repet, doar sper. E adevărat că speranța moare ultima, dar rămâne. Știți de ce vă întreb? Pentru că, în opinia mea, cei de la Veolia au plecat de lângă Petrolul, supărați fiind. E, nu, supărarea se pare că se datorează altă problemă. Se datorează unor intervenții care au avut ca obiect pe cel care conduce, deci directorul general Veolia România. Nu și-a fost tratat ca atare în anumite momente, dar încă o dată lucrurile astea mă depășesc și prefer să nu le comentez. Ce bine era dacă le comentați. Deja știa și lumea. Nu, vă spun, pentru că n-am certitudine, nu? Da. Am înțeles. Ați spus la sfârșitul săptămânii trecute, suporterii nu pot să fie cu adevărat suporteri dacă nu încearcă să susțină Petrolul și material, în afară de susținerea morală pe care o acordă. Exact, așa am și spus. Mesaj clar, fățiș, dar cât credeți că este de direct? Eu v-am spus ce am gândit și ce o să fac eu. Pentru ceilalți care iubesc Petrolul, care stimează Petrolul, care sunt aproape de Petrolul, care respectă brandul de Petrolul, care respectă ce am făcut pentru Petrolul, noi și alții, am spus, nu este nicio obligație dacă doriți un leu. Dumneavoastră dați un leu, dânsul dă 1 milion. Fiecare dă cât vrea și ce vrea. E ca la nuntă. Poftim? Ca la nuntă. E, nu, că la nuntă, noi dacă facem nuntă, o facem cu plic, nu cu strigare. Mie îmi pare tot mai clar că v-ați cam săturat să tot faceți apel către firme, către oameni, către susținere de genul ăsta. Nu. Greșesc? Nu, vă întrerup. Noi nu vom face, n-am făcut, nu vom face apel către firme. Firmele au cu toate alte posibilități. O firmă gândește, domnule, s-a terminat anul, am ieșit cu un beneficiu, nu? Hai să dau și eu ceva undeva. Această firmă, care spre mândria mea, spre onoarea mea, a venit și a început activitatea la mine în casă, mă refer la cei care au fost, nu mai pronunț prea mult, pentru că și deranjez câteodată, nu? O spus așa, noi, societățile multinaționale, avem un obicei, bun, rău, acolo unde mergem, în țara în care mergem și obținem beneficiu, ne simțim răspunsători să returnăm o parte din... Și asta cred că s-a și făcut. Noi, nu, niciodată, nu avem nici posibilitatea, nu avem nici căderea să mergem să cum spun unii, dar nu folosesc, unii au spus să cerșim. Așa. Noi ne adresăm, încă o dată spun, suportelor. Și prin suportele înțeleg
Tot ce înseamnă, toată gama, începând cu cei care iubesc, cu cei care respectă, cu cei care, ca să nu repet de 100 de ori. Cu problema cu sponsorii, să știți că este încă actuală și este în lucru. Adică nimeni nu stă la acest club, mă refer la cei care au această obligație, și lucrurile încet, încet se așează și din punctul ăsta de vedere. Chiar se așează? Da. Dar unde vom ajunge? Da. Să știți că se așează. Nu credeți, dar vă veți convinge. Da. Am voie să nu cred? Da. Am voie? Da. Cum să nu? Știți de ce? Pentru că văd că se mișcă, dar se mișcă așa în pasul melcului. Domnul... Mie mi se pare că o echipă de anvergura Petrolului, o echipă care pe parcursul acestui început de campionat a demonstrat mai mult decât putea să demonstreze. Din punct de vedere fotbalistic. Da. Mi-e greu de crezut că o firmă care ar dori să-și asocieze numele cu un astfel de brand nu vine acum când e nevoie. Când vii? Noi încercăm, de fapt noi, Petrolul, cei care decid din punct de vedere performant această problemă, ne-au făcut cunoscut că, mă refer la președintele executiv, că sunt probleme din păcate sau sunt anumite societăți care, eu vă spun, în momentul de față sunt două societăți care deja contractele sunt încheiate, numai că domniile lor doresc, cum să vă spun, să fie aduse la cunoștință în cadrul unei conferințe de presă odată cu începerea campionatului. Cât va fi adevărat, vom vedea, nu? Vorbiți acum, când va fi să înceapă acum. Da, este ce a și spus președintele clubului, Costel Lazar, că cu proxima conferință de presă vor fi anunțate numele a două societăți care... Și societățile care doresc, pentru că să știți... Care doresc, da. Sunt societăți care doresc să rămână... Anonime. Anonime, da. De ce oare? Nu știu. Poate că e mai bine așa. De fapt, anonimatul nu înseamnă neapărat că face un aranjament sau că se teamă de ochii, uh-huh, de ochii lumii. Nu. Da. Din contră, vor apărea în relația printre obligații, va apărea banere pe stadion cu societatea respectivă. Vor apărea, probabil, zic, cei interesați, mă refer la organele statului, nu? Să verifice. Principalul este că nu vom rămâne termenul, iarăși nu-l găsesc. Nu vom da faliment, ca să fiu mai dur. Știți dumneavoastră, puteți să asigurați de aici, din studio ăsta, chestia eu asta? Eu nu pot să dau în scris, pentru că nu eu decid. Da, eu sunt... Atunci e să zicem, sunt așa, optimist. Așa credeți. Sunt optimist, nu. Una e să crești și una e să fii optimist. Uh-huh. Că dacă o să mă întrebați de ce sunt optimist, atunci încerc să evit întrebarea. Da, urma să vă întreb pe ce vă bazați. Da, dar haideți să o lăsăm. Dacă tot ați avut posibilitatea și ați adus la masa tratativelor pe Veolia, fiind atât de cunoscut pe raza județului Prahova, și nu numai, la nivel național, chiar nu mai este nimeni dispus să-și alăture numele de Petrolul, de brandul Petrolul, să fie să comande pur și simplu aici la Ploiești? A comanda înseamnă a găsi o societate, nu? Dispusă să ofere cel puțin 51%. Exact. Sunteți de acord, nu? Da. Aici este într-adevăr cel mai greu, nu? Veolia, după părerea mea, a fost o excepție și n-are nicio rost să mai comentăm de ce, când și cum, nu? Deci a fost o excepție, greu vom mai găsi acest lucru. Principalul este să știți că nu spun că unii au fost mari și alții pot fi mici, dar mic cu mic se face mare. Cred că sunteți de acord. Cred că cu asta ați venit să cereți ajutor Petrolului. Da. Mic cu mic, încă o dată spun. Dacă vreți să dați un leu și eu vă felicit, domnule, prin asta
să recunosc că dumneavoastră țineți la petrol. Mai mult sau mai puțin nu e proporțional cu... Pentru că unii iubesc petrolul, dar nu au posibilități. Ei nu trebuie pe undeva... Blamați. Sigur că da. Faptul că iubesc petrolul înseamnă foarte mult. Faptul că respect petrolul, că între a iubi și a respecta, pentru că de ce să nu recunosc? Sunt mulți care iubesc cu gura și cu fapta mai puțin. Aceasta a fost prima parte a emisiunii, stimați telespectatori. Revenim după o scurtă pauză promoțională.